Simt nevoia să fac un fel de om și un pic de meditație, pentru că în sfârșit s-a încheiat luna martie, Dumnezeule mare, nu așteptam să fie atât de haotică pe cât a fost luna asta martie. Poate am să vă detaliez puțin mai mult în următorul daily vlog, ceva să vină, dar da, a fost o lună extrem de haotică cu switch-ul și cobor și numai așa, ținut-o și numai roller coaster, a fost toată luna asta, dar la fel ca și în februarie am zis să ne concentrăm pe lucrurile bune de luna asta, că totuși e bine, s-a încălzit, vine primăvara, de adevărate până la urmă, a ieșit soarele, a venit și cheful de poze, a venit și starea mai bună și am zis că cu ocazia asta să vorbim și despre favoritele lunii martie. Nu sunt multe, dar zic că merită menționate, doar așa, de principiu, ca să ne concentrăm pe lucrurile bune din luna asta. Și am să încep, pentru că am, dacă observ eu aici bine, am numai skincare pe aici și o carte. Mă surprinzător, am numai skincare și o carte. Bun, și o să încep cu niște produse despre care v-am mai vorbit, cel puțin despre unul dintre aceste produse v-am mai vorbit. Și mai ales de brandul ăsta v-am vorbit, pentru că este unul din brandurile mele de skincare preferate, pentru că face niște produse bune, accesibile și on point, ca să zic așa, fără prea multe briz-brizuri, fără prea multe ingrediente inutile în produsele lor, și mă refer la Revox. Mi-am recumpărat vitamina C de la Revox, care este foarte bună. Este vitamina C, concentrație 20%. În perioada asta de vară o folosesc numai seara, nu o aplic și dimineața, pentru că dacă nu ai grijă să aplici întotdeauna SPF peste, se duce de la soare, da, se dizolvă și o aplici degeaba, practic, dar după cum știți, vitamina C este un antioxidant foarte puternic, este foarte bună pentru piele, ajută la regenerarea pielii, la luminozitate, este minunată și varianta asta de la Revox, din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai bune de pe piață. Are concentrație mare de 20% de acid ascorbic, ceea ce este mult în comparație cu alte produse, de aia dacă aveți cuperoză sau aveți sensibilitate la vitamina C, aveți mare grijă, da? Nu vă luați după mine și nu vă aplicați vitamina asta C de la Revox doar pentru că am zis eu. Dacă știți că aveți sensibilitate la vitamina C sau aveți cuperoză, dar mie îmi place, mie îmi face bine și îmi place și observ că tenul meu este foarte luminos după ce folosesc această vitamina C și mai ales dacă o folosesc constant, este minunată și de-aia țin să vă o mai aduc din când în când în atenție, pentru că știu că de foarte multe ori mă întrebați dacă folosesc vitamina C și ce anume, ce produs folosesc. Și pe lângă asta aș vrea să vă mai arăt încă un produs nou pe care am început să-l folosesc de la Revox și anume AHA-ul. Este tot așa, concentrație 30%. Asta este doar AHA, nu are și BHA, cum este cel de la The Ordinary. Pe asta îl folosesc cam o dată pe săptămână, nu mai mult, pentru că am tenul uscat, după cum știți, și îl folosesc strict pentru exfoliere. Eu am într-adevăr nevoie de exfoliere mai mult decât o dată pe săptămână, pentru că așa e tenul meu. Tenul meu necesită exfoliere chiar și o dată la două zile. Da, ca așa vrea el și mai ales în perioada asta de primăvară și mai ales acum când mă expun din ce în ce mai mult la praf, dacă l-aș exfolia și zilnic, cred că nu s-ar supăra, dar încerc să nu exagerez. Dar cu acid îmi exfoliez tenul o singură dată pe săptămână ca să curețe cumva mai în profunzime decât exfolierea mecanică. Exfolierea mecanică pentru mine curăță cumva depunerile care sunt la suprafața pielii, dacă înțelegeți, da? Din exfoliere, din praf, din resturi de machiaj, din resturi de produse, din skincare, că mai rămân reziduri de la produsele de skincare, chiar și de la gelul de curățare și așa mai departe. Și atunci cu exfoliantul acela mecanic vin și îndepărtez depunerile astea. Pe când exfoliantul chimic vine și cumva îți exfoliază mai în profunzime tenul. De aia este bine să nu exagerați cu ele. Am mai auzit eu de persoane care ziceau că foloseau în fiecare zi sau odată la două zile AHA sau cel de la The Ordinary și cu BHA. Nu testați
nu vă testați norocul. Recomandarea astrologului ar fi să nu vă testați norocul chiar în halul ăsta cu acizii, dar hai să nu exagerăm că nu e bine. Da, știu că se văd multe lucruri pe internet, dar hai să nu le punem chiar pe toate în aplicare pe pielea noastră. Dar o dată pe săptămână cred că este ok, este safe, chiar și pentru mine care am ten uscat și am observat că îmi curăță bine tenul, mai ales că acum iar am avut o perioadă în care... Explodat. Următorul produs este un produs pe care tot așa vi l-am mai arătat și despre care v-am mai vorbit în urmă cu ceva timp, dar am reînceput să-l folosesc pentru că am rămas fără cremă de seară, sincer, deci asta s-a întâmplat, am rămas fără cremă de seară și zic, trinc, am o mască, o mască din asta de se lasă peste noapte, e practic tot o cremă, dar ceva mai densă, este asta de la Gerovital H3 Derma Plus, v-am mai povestit eu de ea, e aia de miroase a tămâie, dacă vă aduceți aminte, și îmi place că este foarte hidratantă. Ce am observat în schimb de data asta și nu observasem în dățile trecute la ea, este că nu prea pot să-ți faci nici masaj. Eu, în general, dacă îmi pun o cremă mai emolientă sau un ulei seara pe ten, îmi place să-mi fac masaj cu guașa sau cu alte instrumente din astea de masaj și am încercat într-o seară și cu asta și s-a luat toată, s-a făcut așa, s-a fărâmițat și s-a luat toată, deci asta este strict ca să o iei, să o pui pe ten și o lași acolo cu mințică și dacă o lași acolo cu mințică te trezești a doua zi cu tenul super hidratat și super calmat așa și mai ales dacă ai grijă să aplici și seruri înainte de ea. Este minunată, da? Deci vă recomand. Asta este, cum v-am zis, de la Gerovital. O să vă las oricum link de la toate și o să puteți să le încercați și voi dacă vreți. Și chiar dacă le încercați, spuneți-mi și mie ce părere aveți. Apoi, o cremă de față pe care mi-a dat-o tot așa Eugenia. Am testat-o, cred că în vară, când am fost a doua oară la Brăila. Am testat-o la ea. Pare mi se că în vlogul ăla de la Brăila, al doilea vlog de la Brăila, pare mi se că v-am vorbit de această cremă. Este o cremă cu care am o ușoară relație de love-hate. Adică, mie îmi place și ăsta este motivul pentru care mi-a și dat-o Eugenia, pentru că ei nu-i place. Nu știu de ce continuă să-și cumpere produse de genul ăsta, pentru că ar fi trebuit până acum să priceapă, că nu prea îi se potrivesc ei. Ea, având un ten normal, ea nu prea are mari probleme cu tenul, știți? Adică n-are cine știe ce. Are un ten foarte ok, are ten perfect, n-are probleme, n-are ten uscat și totuși continuă să-și cumpere produse pentru ten uscat. Produse care să-i dea luminozitate și după aia se trezește că lucește și nu înțelege de ce lucesc. Păi da, aia, că sunt prea multe. Anyway, pare mi se că în vlogul ăla v-am vorbit de crema asta și am testat-o la ea atunci și mi-a plăcut și mi-a dat-o mie pentru că, na, ei nu i-a plăcut. Este de la Hamish, este Bulgarian Rose Satin Cream. Este o cremă din aceea care are luminozitate, cam asta e textura ei, nu știu dacă o vedeți, cam așa arată ca textură. Este foarte interesantă textura ei, dar unde intervine partea de hate din relația mea de love-hate cu ea este la miros. Are un miros, da, de trandafir, dar este cumva, nu știu dacă vreodată ați rupt trandafiri care erau pe punctul să se treacă. Adică nu mai aveau parfumul ăla clasic de trandafir, parfumul ăla frumos. Adică erau așa cumva pe punctul, erau ofiliți, dar totuși parcă ieșeau un miros ciudat din ei. Ăsta e mirosul, și mă deranjează. Mie, în general, nu prea place mirosul de trandafir decât ăla natural. Adică dacă îmi dai floarea de trandafir și miroase, sunt înnebunită după mirosul ăla. Dar parfumul de trandafir în parfum, în produse cosmetice și așa mai departe, mi se pare că este foarte, foarte greu mirosul de trandafir de reprodus. Mirosul de trandafir, banană și mai sunt câteva mirosuri care sunt foarte, foarte greu de reprodus. Adică este aproape imposibil să le nimerești la fix. Iar eu sesizez diferențele astea, poate pentru mulți dintre voi este ceva irelevant, dar eu sesizez diferențele astea de miros dintre mirosurile astea chimice și mirosul natural, real. Iar ăsta nu mă încântă. În schimb, crema în sine, lăsând partea asta cu mirosul la o parte, crema în sine este foarte bună că îți iluminează fața. Am folosit-o și o folosesc deja de o lună, o lună și un pic și îmi place foarte tare că îmi dă luminozitate și îmi face cumva fondul de ten să pară mai natural.
Nu știu cum să vă explic mai mult decât așa, deci și nu știu dacă neapărat conferă rezistență fondului de ten, dar am fost într-una din zile la emisiune și chiar m-a întrebat doamna de acolo de la make-up, m-a întrebat, zice, dar cu ce fond de ten te-ai dat, că a rezistat foarte bine. Eram în perioada în care se purta încă mască și venisem cu masca pe față și m-am dus la make-up ca să-mi dea puțină pudră, că eu în general mă duc machiată la televiziune. Și mă zice, dar cu ce fond de ten te-ai dat? Că a rezistat super bine, adică nu s-a luat, nu se vede, că pe nicăieri ne-a crăpat, nu s-a luat, mă rog, era machiată de două ore, n-avea cum să se crape, da, ca idee. Și am zis, aveam un fond de ten de la Essence, despre care cred că o să vă vorbesc la un moment dat, cred că vreau să fac un clip și pe tema asta cu fondurile astea de ten, că e de discutat. Și zic că e unul de la Essence, zice, da, e senzațional cum a rezistat. Deși eu știam că fondul ăla de ten nu rezistă așa bine și este posibil să fi fost din vina acestei creme, din vina ei. Adică ea să fi cauzat toată treaba asta și de atunci am mai testat și cu alte fonduri de ten și chiar mi se pare că rezistă mai bine. Adică nu bag mâna în foc că rezistă mai bine fondurile de ten de la ea, dar cu siguranță îți conferă un glow din ăla super natural. Asta este cu clar pentru acele dintre voi care aveți tenul uscat, care aveți tenul deshidratat, care aveți un ten tern, fără vigoare, fără vitalitate, care n-are nimic de strălucire și chiar e foarte, foarte bună. Înainte să am crema asta, amestecam în fondul de ten un iluminator lichid, tot așa, de la Thank You Farmer. Dar nu pot să pun și iluminatorul lichid în fondul de ten, să fie și fondul de ten hidratant, să mai pun și asta de dedesubt. Ar fi prea mult chiar și pentru mine, așa că mă rezum numai la cremă. Bun, apoi, hai să trecem la corp, că mai avem 3 produse și o carte și v-am lăsat în pace. Am o cremă de picioare pe care o folosesc pentru mâini. Da, știu, e interesant. Este de la Pharmalead, de la Family Care. Mi-au trimis ei un pachet de PR undeva, cred că prin decembrie, pare mi se, și mi-au trimis mai multe produse. Știți că v-am povestit despre ele și se afla și această cremă de picioare și eu o țin în notiera de la pat și seara câteodată o mai aplic și îmi place foarte tare. Mi-au mai trimis o altă cremă care teoretic ar trebui să fie pentru mâini cu pantenol și aia nu-mi place atât de tare cât îmi place asta. Am dat-o și pe picioare de câteva ori, nu zic că n-am dat-o, dar îmi place mai mult pentru mâini, pentru că intră super repede în piele și are un miros așa plăcut de, nu știu, cremă, e o chestie, ceva așa. Rămâne într-adevăr o peliculă ușor uleioasă pe piele, dar se absorbe foarte, foarte repede și pelicula aia, deci în 2 minute cel mult s-a absorbit și îți dă senzația de piele super fină. Bănuiesc că teoretic n-ar trebui să aibă silicon pentru că sunt niște produse mai curate la ingrediente astea de la Pharmalead. Oricum o să vă las un link în descriere și de la asta. Dar da, foarte bună și mi-am dat seama că zic, băi, o folosesc de ceva timp pe post de cremă de mâini. Uite că mai trebuie, am mâinile atât de uscate că am ieșit să fac chestii prin grădină, încât mai am nevoie de cremă. Da, am zis că tot folosesc de ceva timp pe post de cremă de mâini și nu v-am zis deloc de ea. So, acum v-am zis, să știți că e bună și pentru mâini. Adică pe mine nu prea mă încălzesc separațiile astea a puterilor în stat cu cremă de picioare, cremă de mâini, adică e tot aia. Dacă îți hidratează pielea, cam... Da, așa. Banicontra mi se pare că și pe picioare aș avea nevoie de o cremă care tot așa să se absorbă repede și să nu lase pelicule grase. Următorul produs este un unt de corp și dacă mă urmăriți pe Instagram, știți că am mai vorbit despre el. Dacă nu mă urmăriți pe Instagram, te invit să mă urmăriți și acolo, aveți linkul în descriere sau nicoleta.stăciucă, mă găsiți pe Instagram. Da, și am primit eu un pachet de PR de la cei de la Mediterranean cu mai multe produse de la ei, dar unul mi-a atras atenția în mod special și anume acest unt de corp care are, zic ei, miros de caramel. Este cu colagen și acid hialuronic și ar trebui să fie cu 80% mai hidratant. Și dacă din nou m-ați urmărit pe stories când v-am vorbit despre aceste produse, v-am zis că mie mi se pare că miroase a orez cu lapte. Exact așa miroase orezul cu lapte pe care îl face vecina mea. Și aveți aici așa, uitați cam care e textura.
arată ca unul normal de corp, adică nu e nimic deosebit, rând, ciudat la el când îl vezi așa. Are o textură clasică de un decorp, este, vedeți, destul de solid, doar că ce am observat eu este că se absorbe super repede în piele, deci se absorbe atât de repede, de m-a surprins. Pot să-l aplic dimineața, eu în general nu folosesc unturi de corp dimineața, prefer loțiunile de corp care se absorb mai repede sau niște loțiuni mai parfumate, nu neapărat unturile de corp, dar ăsta se absorbe atât de repede, deci efectiv zici că-l bea piele, deci înghite așa și pe lângă asta chiar hidratează pielea, adică nu doar că intră în piele și gata, nu s-a întâmplat nimic, nu știți că mai sunt și acele produse care intră în piele, dar nu se întâmplă nimic, nu, chiar îți hidratează pielea și seara, de exemplu, dacă îl aplic pe piele, mă trezesc și a doua zi la prânz, încă am pielea hidratată de la el, adică se simte și pot să-l aplic și dimineața, cum am zis, pentru că intră super repede și nu lasă peliculă grasă, deci m-a surprins acest unt de corp și chiar este foarte, foarte bun, adică și ca hidratare și cum se comportă. Pe lângă asta, să știți că de data asta pot să mă laud și eu că am și cod de reducere pentru aceste produse de la Mediterranean și de la produsele lor de pe site. Aveți 5% dacă folosiți codul NS5, adică Nicoleta Stănciucă, NS5. Oricum vă scriu și pe ecran și vă las și în descriere. Și sunt foarte bune, adică m-a surprins acest unt de corp. Îmi plac și celelalte produse, dar dintre toate pe care le-am primit, ăsta mi-a plăcut cel mai mult. Ăsta mi s-a părut cel mai interesant. Și încă un produs pe care l-am primit tot așa, în pachetul de PR cu astea, de la Pharmalyd. L-am primit. Stați așa. Engenders este o cremă de corp pentru vergeturi sau pentru stimularea circulației sau pentru împotriva celulitei, cum vreți voi să o luați, să-i ziceți. Crema asta este destinată teoretic femeilor însărcinate, ajută la prevenirea vergeturilor, hidratează foarte bine pielea, dar eu știu, am aflat între timp, că poți să folosești produse din astea, gen pentru vergeturi, și dacă faci sport, spre exemplu, sau dacă ai să le folosești pe zonele unde, de exemplu, vrei să-ți mărești masa musculară sau dacă vrei să slăbești și și trebuie să slăbești foarte mult și ca să nu apară vergeturile, poți să folosești produse din astea. În esență, dacă e să ne gândim, produsele astea sunt hidratante, sunt foarte hidratante și hidratând foarte, foarte bine pielea în zona respectivă, cumva nu se mai rupe, nu se crapă atât de repede ca atunci când nu o lași hidratată. Și de-aia apar mai greu vergeturile. Acum, depinde foarte mult de organismul persoanelor, deci chestia asta cu vergeturile e foarte complexă și foarte complicată și nu cred că există o rețetă care să se aplice la toată lumea sau universal valabilă, da? Adică hai să nu intrăm în treaba asta cu vergeturile, n-am vergeturi, by the way. Nici nu sunt gravidă, iarăși că trebuie să fac mențiunea asta, Dumnezeule, de fiecare dată când aduc vorba despre subiectul ăsta sau când spun că mi-e rău, nu sunt gravidă și nici n-am de gând. Dar m-am apucat de sport și m-am apucat să-mi fac masaj cu un aparat și pentru masaj am zis să folosesc crema asta, care este foarte hidratantă. De regulă, când folosesc o cremă pentru masaj corporal, indiferent că folosesc un unt de corp, că folosesc o altă cremă, indiferent ce cremă folosesc, că trebuie să dai o cremă dacă vrei să faci masaj, nu poți să faci pe pielea uscată, e bine să aplici și un pic de ulei de corp sau un ulei pentru masaj ceva, pentru că crema se absorbe, loțiunea de corp se absorbe foarte repede în piele, da? Și atunci rămâi doar cu pelicula aia de luciu pe deasupra, cum ar veni. Și ca să nu rănești pielea, pui un pic de ulei. Cu crema asta nu mai este nevoie să pui ulei. Este foarte, foarte hidratantă. Lasă într-adevăr o peliculă grasă, adică nu e ca și cum, nu e ca ăsta, de exemplu, ca untul ăsta de corp. Lasă o peliculă grasă, dar este foarte bună pentru a face masaj și hidratează foarte, foarte bine. Plus de asta că este organică. Moisturizing body cream cu ce este? Cu floare de lotus, extract de
piersică, nu apricot, e haisă, extract de haisă și ulei de argan. Asta are în ea. Și este, din ce am înțeles eu, asta este o gamă a celor de la Pharmalyth, este o gamă organică, da, este o gamă tot așa cu produse curate, având în vedere că se adresează cu precădere femeilor însărcinate, femeilor care alăptează sau copiilor nou născuți, au mai multe produse în gama asta, bănuiesc că este mai curată, dar e foarte bună, am observat că e foarte, foarte bună, cel puțin pentru mine, pentru masaj, așa că eu recomand. So. Și mai am o carte și iarăși luna asta a fost, din fericire, a fost o lună foarte benefică și foarte prolifică în ceea ce privește cititul pentru mine și mă bucur, o să vină în curând un clip cu cărți și o să vă povestesc, dar m-am gândit, dintre mai multe cărți, că iarăși aveam la favorite mai multe cărți pe care să vi le pun, m-am gândit de care să vă vorbesc. Și într-un final am ales să vă vorbesc despre o carte puțin pe care vreau să pun accentul foarte tare când voi face acel clip cu cărți, dar știu că nu toată lumea consumă acest gen de clipuri cu cărți și poate dacă vă uitați la clipul ăsta aveți curiozitatea să vă uitați la această carte. Este o carte pe care v-am zis eu că se parcurge puțin mai greuț, este mai greoaie din cauza felului în care este scrisă. Este un, cumva un stil specific a anilor 50, să spunem, început de anii 50. Este un stil mai greu de a scrie, dar pe de altă parte înțeleg stilul ăsta de a scrie pentru că era necesar ca să explice tot contextul. Este vorba de o carte distopică și anume 1984 a lui George Orwell. Și citind-o și parcurgând-o, mi-am dat seama că este o lume distopică care nu e deloc departe de realitatea noastră. Din contră, mi se pare că ne îndreptăm din ce în ce mai tare către lumea distopică și cred că este o carte care ar trebui studiată la școală, măcar ca să pui cumva să... vorbeam cu fetele de pe grupul de la Book Club, măcar să implantez o sămânță în mintea tinerilor ca mai târziu să revină la cartea asta și să se gândească la ceea ce spune cartea asta și la lumea construită în cartea asta. Este o carte extrem de cutremurătoare din punctul meu de vedere, te zguduie din toate părțile, dacă e să mă întrebați pe mine, te pune pe gânduri foarte serios în ceea ce privește societatea, natura umană, felul în care evoluăm noi ca oameni și așa mai departe. Sunt multe aspecte pe care le pune Orwell în discuție în cartea asta și cred că de-aia cred că trebuie citită chiar și de tineri. Poate că tinerii n-ar înțelege. Eu, cu siguranță, eu dacă aș fi citit-o în liceu, aș fi aruncat-o. Aș fi dat cu ea de azvârlită. Deci sunt convinsă, recunosc chestia asta. Dar, cu toate astea, cred că mi-ar fi rămas puțin impregnată în minte și poate că, la momentul actual, în contextul sociopolitic actual, m-aș fi întors să citesc cartea asta ca să o înțeleg mai bine. Și cred că ăsta e motivul pentru care cred că ar trebui, în loc să stăm să citim toate tâmpenile și toate bazaconile și toate romantismele și toate siropoșenile scârboase când în liceu, că parcă au nebunit toți cu tot felul de scârb siropoșenii, că trebuie să știm noi ce a simțit autorul când a văzut-o pe Veronica Michel. Nu mă interesează, efectiv nu mă interesează ce a simțit autorul sau ce a simțit personajul în ultima noapte de dragoste. Chiar nu mă interesează ce a simțit autorul sau personajul în ultima noapte de dragoste. Chiar mi-e atât de indiferent încât efectiv n-am rămas cu nimic după cartea aia și e o carte care mi-a așa. Dar cartea asta, în schimb, îți inserează în minte măcar ideea că într-o oarecare măsură ești responsabil de felul în care mai târziu evoluează societatea. Și pentru că se pare că niciuna din bateriile mele nu vrea să mai colaboreze cu mine, nu o să vă mai zic mai multe despre cartea asta, dar este o carte foarte bună. E mai greu de citit pentru că vine cu foarte multe detalii, cu foarte multe descrieri. V-am zis eu, e paranteză în paranteză în paranteză, e ca cum vorbesc eu. Adică eu am reușit să-l înțeleg pentru că mi-am dat seama că așa vorbesc eu. Adică deschid un subiect, după care deschid o paranteză, după care în paranteză mai deschid vreo 10 paranteze.
Știu, e o problemă pe care o am eu, se lavi, dar am reușit să înțeleg, după ce am trecut de partea asta, de șocul ăsta, am reușit să-l înțeleg și mi s-a părut o carte foarte bună și pentru că, cum ziceam, bateriile mele nu vor să mai colaboreze niciuna cu mine și nu vor să mă mai ajute niciuna, rămâne să vă povestesc un pic mai multe și mai pe larg în clipul cu cărți, dacă vă interesează, dacă nu, chiar vă recomand să încercați cartea asta, indiferent de vârsta pe care o veți, și să încercați să o priviți un pic mai în profunzime, nu doar la nivel de poveste. Adică încercați să și gândiți puțin lucrurile care sunt povestite în cartea asta și să vă imaginați cât de aproape suntem noi de acel scenariu. Pentru că mie mi se pare că suntem înfiorători de aproape de scenariul ăla. Bun. Atâtea favorite am avut, dați un like și un share la clipul ăsta și bineînțeles aștept să-mi spuneți și voi în comentarii care sunt favoritele voastre. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, de asemenea vă aștept, cum ziceam, și pe Instagram, că vorbesc în fiecare zi cu voi și apropo am dat startul sezonului de primăvară pe Instagram și vă arăt acolo florile mele și patrupezii mei blănoși și toate lucrurile astea drăguțe de primăvară și plantăm chestii și povestim acolo, să vă aștept și pe Insta Stories. Și cam atât. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!